Știți că doamna Gabriela Cristea vă spunea luni în emisiunea Mireasa că doamna Simona Gherghe lipsește câteva zile din cauza unor probleme personale, dar că este bine. Ei bine, dânsa este bine, însă a ajuns în spital cu cel mic sau cu cea mică, nu știu exact cine este, pentru că astăzi a postat pe pagina dânsei de Instagram această poză cu o mânuță de copil, cu o branulă și un pansament. Și o inimioară. Se pare că este internată cu unul dintre copiii dânsei și nu știu exact ce s-a întâmplat, dar oricum nu e ușor să fii lângă patul de spital și în patul acela să se afle unul dintre copiii tăi. Asta este foarte dureros pentru orice mămică. Am mai postat și această poză cu aceste flori alături de mesajul "Ne-a adus tati și flori să fie mai ușor." Mă gândesc că o fi vorba de ceva specific perioadei, o viroză, o bacterie, ceva de sezon. Nu știu, știu că copiii sunt foarte vulnerabili în această perioadă. Oricum îi dorim multă sănătate, să se facă cât mai repede bine și să poată reveni și doamna Simona la emisiunea Mireasa. Multă sănătate și putere de a trece peste aceste zile.